Avem nevoie în Moldova de colectarea datelor, de monitorizarea datelor și analiza acestora, pentru că avem nevoie să cunoaștem mai bine despre situația fiecărui copil în parte, avem nevoie să planificăm politici în baza acestor date, astfel încât intervenția noastră să fie cât mai eficientă și în interesul superior al copilului. Eu cred că rolul principal al unei coaliții de ONG-uri, în cazul nostru al coaliției ONG-uri în domeniul protecției copilului, este de a face pledoarie pentru copii, pentru bunăstarea acestora, pentru schimbările care sunt necesare să fie produse în plan legislativ, în plan de practici, pentru ca copiii în această țară să se simtă bine. Nici o organizație, în mod particular, nu va putea obține acele rezultate pe care le obține o coaliție, o alianță de ONG-uri. Atunci când toate vocile împreună fac pledoarie, advocacy, pentru un mesaj, atunci și partenerul de bază, guvernul, este cu o atenție mai sporită pentru mesajul care este transmis și pentru schimbarea care este dorită.